Să deschideți Biblia în Luca, capitolul 19, versetul 1, pagina în Biblie 1014, Luca, capitolul 19, versetul 1. Iisus a intrat în ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păgătos. Dar eu a stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Amin. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. În după masa aceasta, câteva gânduri meditative. Aș vrea să privim la acest om, un om care și-a mântuit familia, un om care s-a trezit într-o dimineață, într-un mod obișnuit, într-o zi obișnuită, poate la o slujbă deja obișnuită pentru el, și a plecat la serviciu pregătit ca în fiecare zi să fac aceleași lucruri, aceleași timp, aceleași, aceleași saluturi de dimineață, dar într-o zi, în ziua aceea, în, în, la o anumită oră, s-a întâlnit cu Isus și dintr-un om obișnuit, Hristos face din el un, un om deosebit. E ultima vizită a Domnului în Ierihon și Biblia spune că Isus trecea prin Erihon, mai aici, și făcea bine, spune Biblia, că mergea din loc în loc și făcea bine avea toate motivele să critique, avea toate motivele să uh, pedepsească, avea atâtea motive să aibă o altă atitudine. Hristos a avut atunci și are și astăzi aceeași atitudine. Merge și se oprește în fiecare loc, în dreptul fiecăruia dintre noi și vrea să ne facă bine. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea să dorim și noi lucrul ăsta. să-L dorim binele Lui. Un bine care aduce transformare, un bine care aduce mântuire, un bine care te face dintr-un om obișnuit, un om deosebit. Un om care atunci când vii acasă la ora 4, 5, 6, după ce te-ai întâlnit cu Isus, vii acasă și aduce mântuire în cazul ta și nu vii singur. Ca și Zacheu, mergi cu Isus acasă. Este cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla, dragii mei, nu doar să trăim în cadență noi cu Dumnezeu, ci să-i punem pe toți cei din jurul nostru în aceeași cadență, ca toți să se întâlnească cu Dumnezeul nostru și atunci când ajungem acasă în seara asta, când venim de la serviciu, când ne întâlnim cu cineva, de fapt, să-L ducem pe Hristos acolo. Sunt atâtea lucruri, atâtea lucruri pe care oamenii nu le știu despre Dumnezeu. Atâtea locuri, pustii fără Dumnezeu. Datoria e noastră să fim acel zacheu, care să vii, oarecum, de nicăieri. Te întâlnești cu Hristos și deja ai o țintă, ai un scop, ești altfel de om. Ești mântuit tu și aduci mântuire prin Hristos atunci când te întâlnești cu ceilalți oameni. E un ierihon, o cetate blestemată, o cetate în care Dumnezeu, în vechime și-a arătat puterea Lui, acea cetate în care cad zidurile și poporul evreu calcă înainte, spune Biblia, peste zidurile acelea dărâmate, pe care nu ei le-au dărâmat, ci Dumnezeu a luptat pentru ei. Acum a fost zidit acest erihon de Hiel și spunea, era un blestem pentru cel care va ridica, va ridica cetatea erihonului. Trece Iisus printr-un erihon, dragii mei, blestemat, Trece Iisus și prin cetate aceasta a Ierihonului care a fost zidită împotriva voii lui Dumnezeu și vrem să pornim în, via... în, sensul acesta în această seară, pentru că de atâtea ori noi suntem un Ierihon. Am făcut și am zidit ce nu a vrut Dumnezeu să o facem, să zidim în fiecare zi, să zidim atâtea cetăți de genul acesta, atâtea Ierihone, și Hristos oprește în dreptul nostru ca să aducă mântuirea acolo, ca să ne dea o identitate nouă în să ne dea o, o, direcție nouă, un scop nou în viața aceasta. Și uităm la cetatea aceasta, un dezastru, vine Domnul și aduce vindecare acolo, aduce speranță, se întâlnește cu Bartimeu care strigă, ai milă de mine, Dumnezeule, fiul lui David, ai milă de mine, pentru că nimeni nu mă poate salva decât tu. E acea dependență pe care o verbalizează și o strigă Bartimeu și spune, Doamne, eu altă șansă, eu nu am. Nu doar că trăiesc în acest Ierihon blestemat, nu doar că eu sunt judecat că sunt blestemat și orb ca urmare a păcatelor mele. Și eu știu astăzi că de altcineva eu nu am o altă șansă și strigă Bartimeu. la ieșirea Domnului Ierihon. În, în, în cetate se întâlnește cu un Zacheu, un om mic de statură, un om popular, un om bogat, un fel de Adrian Copilul minunii a Bibliei, și micuț, și bogat, și popular, se întâlnește Domnul în dreptul lui, se oprește aici și interesant e că acest om vrea să fie vame și cu Domnul. Și a zis, acum să văd ce pot să primesc de la el. Aș putea să primesc o poză, aș putea să primesc o mântuire, aș putea să-mi rezolv problema mea, dar fără să fac tot, toată procesiunea aceasta pe care am auzit că se face. Eu nu știu dacă a fost suficient de deschis dacă eu în ziua aceea, dar știu că am avut un moment de care a, a, a fost oportunist, a avut un acel moment de care a profitat. A fost momentul în care a auzit că trece Iisus pe acolo și un om care înțelege un lucru și înțelegem și noi astăzi. Nu e atât de important, dragii mei, trecutul nostru. Important e ce vrem să devenim și ce facem în direcția aceasta. Cel mai bun material în care Dumnezeu lucrează, cel mai bun material în care Dumnezeu creează astăzi, știți care este? E nimicul. Dumnezeu din nimic a creat Universul acesta. Dragii mei, atunci când te simți un nimeni, în comparație cu ceilalți, când te simți un nimeni că nu ai bani, că nu ai casă, că nu ai viitor, că nu ai ce au alții, că au ceilalți, ești numai bun ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Din un nimic, de acolo, abia acolo, atunci începe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Din un nimic, ca ajungi ca și Daniel în Babilon, un nimeni, un nimeni, un copil a evreilor, în mijlocul haldeilor acolo, fără Dumnezeu, fără părinți, doar câțiva prieteni, un nimeni, nu nimeni în o societate, așa -i? De acolo Dumnezeu l-a ridicat și ce spune în Daniel 12 cu versetul 3? Spune bine că cei care au învățat vor străluci, vor străluci ca cerul, ca stelele cerurilor, dintr-un nimic, dintr-un nimeni. Abia așteaptă Dumnezeu să prelucreze, să facă nu ceva, ci să facă, să facă totul în viața noastră. Mi-aduc aminte că mama mea aici, eu nu știe istoria asta mea personală. Eu am un frate mai mare, îl știți și pe el. Eu sunt născut în primăvară, Domnul se pe toți care sunt născut în primăvară. Amin. Frate meu, în toamna, toamna, ce s-a întâmplat în casa noastră? Acum, nu a nu să supără mamei pe mine. Când era ziua mea, nu știu ce se întâmpla, venea de pe iarnă grea, nu erau nici bani, numai două lumânări acolo și un tort amărât, mă uitam la el, tortul la mine, eu la tort. Nu, nu, nu era, nu era de la Domnul. Când e toamna, roadele, nu? La frate meu, și lumânările erau mai pompoase, și străluceau, și flacăra era mai spirituală, parcă acolo. Și totul era și tortul era numai cu zgârie nord, de etaj peste etaj. La mine, într-o cratiță, acolo să scăpa mama ușor de mine. A fost un moment, eram în clasa, clasa 4, dacă nu mă înșel, în care a fost un an, a fost al doilea, acum a iesat-o și de cratițele astea până la urmă, și a fost un moment în care am mers amărât, am, am mărât cu o maimuță pe care am primit-o în ziua aceea de ziua mea, mers că ea la culcare și am zis, și urâtă și neagră, dar las că rezolve -o cu tine, te dau cadou, nu te prea folosesc. Dar a fost un moment pe care nu o să lui niciodată, dragii mei. A fost un moment în care am spus, am pus pe genunchi și am spus în felul următor, Doamne, eu știu că tatăl meu e bogat, dar numai bogat e. Ne oprim cu descrierea aici. Mama săraca face ce poate, dar îi dă cu virgulă când e ziua de mea, da? E bine și așa. Și am spus în felul următor atunci lui Dumnezeu și cred că de aici s-a schimbat și s-a schimbat cu adevărat viața mea. Și am zis, Doamne, n-ai vrea Tu de aici încolo să fii tatăl meu? Dragii mei, nu spun așa cu ușurătate. A fost momentul meu fost, am fost un Zahia, încă am fost un nimeni. Când mă uitam în oglindă, vedeam un nimeni. Și poate aveți sentimentul ăsta și acum. Mă simțeam un nimeni și la școală, și oriunde mergeam. Dar vreau să vă spun că din momentul ăla, și papuci, și îmbrăcăminte, și totul, a purtat el. Știți de ce? Pentru că el tatăl, e tatăl nostru. Vă dau, dau o singură întâmplare, nu după câteva zile. M-am întâlnit cu cineva și a zis, uite, hai cu mine până la un magazin și vreau să mă ajut la ceva. Eu sunt obișnuit, eu tot îmi făceam, întindeam pe dendoane, că trebuie să poate mă pune, cumpăr la cartofi, acum mă duc în spate, dar nu mă văd până acasă la femeia asta. Și am mers cu ea la magazin și a zis că mine, tu ce număr poți la papuci? nu știam. <laughs> am fost învățat de la bunici cu ața, să mă sor, să măsor, să tot mă duc la piață să iau. Și am zis, nu știu, Păi am fost cel mai fericit. Atunci am încălțat cele mai multe părei de papuci într-o zi, pe metru pătrat, în timpul cel mai... Și a zis, care vrei? Clar, care e cel mai ieftin, nu trebuie să fii cu bun simț în situații de genul ăsta. Și nu una, ci vreo trei perechi mi-au dat atunci. Și de atunci, dragii mei, de atunci, dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Dacă luați pe Dumnezeu pe cuvânt, vă, vă va binecuvânta Dumnezeu mult mai mult decât v-ați imaginat dumneavoastră. Îmi aduc aminte la toate visele pe care le aveam când eram mic. Și vreau să spun că sunt mult mai mari, pentru că visele lui Dumnezeu, dragii mei, totdeauna sunt mai mari ca ale noastre. Pentru că puterea Lui e nemăsurată, nemărginită. Totuși când am avut cel mai multe probleme și la școală și în relație cu tatăl meu, Dumnezeu a lucrat încât am simțit cu adevărat dragostea aceea de tată. Poate v-a simțit un nimeni în viața asta sau vă simțiți și acum. Îndrăzniți. Și ce-i tragic astăzi? că Zacheu a vrut să-L vadă pe Iisus și pentru asta a trebuit să folosească un pom. Poate că nu a fost nimeni să-L ducă pe el la Iisus. Nu v-ați gândit niciodată la asta? Nu v-ați gândit cu oamenii se urcă azi, în ghilimele spus, în diversi pomi, diversi dozi, pentru că noi nu avem pe nimeni pe om ci numai ne întindem așa frumos, când de fapt în numerii noștri trebuie să stea un om care să-L vadă pe Hristos în viața noastră. Un om care atunci când se întâlnește cu Hristos, merge acasă cu El, și din momentul acela, Zacheu e altfel de Zacheu. Gândește altfel, se relaționează altfel. Nu mai ia taxa aceea mai mult decât trebuia să, o ia. Mai mult de 5% decât romanii spuneau să o ia. Nu mai luau la exact, își deci făcea meseria bine, făcea ca pentru Domnul, dragii mei, în fiecare zi. Nu doar de sărbători, în fiecare zi, ca pentru Domnul. Ce face omul acesta? Ce face omul acesta care își mântuiește familia lui, casa lui? În primul rând, e un om care îl caută pe Isus un om care îl caută pe Dumnezeu, un om care nu se mulțumește doar cu informații, putea să spună Zaccheu, la relațiile pe care le avea Zaccheu în cetatea Erihonului, putea să spună pe cineva cel mai bun fotograf de acolo, să spună du-te și fă o poză, fă și un autograf și îl pun în ramă, am poză cu Isus acasă. Și sunt fericit și va fi bine. Nu, el spune, vreau să, vreau să mă-l văd eu, am auzit despre el, dar vreau să-l cunosc. Și care e reacția Domnului a dorința aceasta lăuntrică care ne mistuie până la urmă? Zice Domnul, nu doar să mă cunoști, Zacheie, ci trebuie, să mă experimentez în viața ta și o să-ți demonstrez asta, Zacheu. Nu doar că Iisus Hristos s-a oprit în dreptul acelui dud, ci spune, îi spune Domnul, vreau să intru în casa ta, vreau să mă cunoști, de fapt. Nu s-a oprit Domnul în dreptul acelui dud și îi spune, Zacheu, acum zâmbesc, asta e pentru tine. Nu spus, fă-mi o poză acum, numai pentru tine și îți fac o mână, pace, Zacheu. Ești cel mai tare, te-ai cel mai sus în dud. Cu siguranță mult mai mulți oameni în dudul acela. Ne va trebui să-L căutăm pe Iisus, dragii mei, va trebui să-L căutăm în casa noastră, pentru casa noastră, va trebui să-L căutăm în Scriptură, va trebui să-L căutăm în rugăciune. Cunosc un băiat în Timișoara care se roagă în fiecare zi, cinci ore în fiecare zi, și dar nu pentru el, nu are probleme financiare, nu are probleme de sănătate, ci în fiecare zi, cel puțin cinci ore să roagă și nu-i nu o chestie ocazională, ci în fiecare dimineață se trezește la ora 5 la ora 3, depinde cum are programul a doua zi, și se roagă pentru toți păstorii din Timișoara. Nu le-au spus, băi băieți, vedeți că mă rog pentru voi, deci, vedeți mă când vine, o puneți-mă pe acolo pe primele rânduri, nu. Doar se roagă în spate, mă o să mă ierte dacă mă l-am <laughs> dat de gol. Se roagă în spate, mă înțelegeți, îl caută pe Dumnezeu altfel. Îl caută să, își caută, caută ca planul lui să fie planul lui Dumnezeu caută ca el să fie folosit într-un mod plenar de Dumnezeu, dragii mei. Într-un mod de plin de Dumnezeu. Nu doar cât vreau eu, ci cât vrea el și unde vrea el și cum vrea el. Aici va trebui să-l căutăm, pentru că în Isaia spune așa frumos în 55 cu 6, căutați câtă vreme se poate găsi. Asta mă învață pe mine că e o vreme în care nu mai putem să-l găsim pe Hristos. Încă trece prin erihonul nostru, încă știm drumul. E interesant dacă eu pe care drum trebuie să treacă și au făcut loc acolo și au rezervat o creangă în gândud. Dacă a să-L vadă pe Iisus, va trebui să facem ceva, să ne dorim lucrul ăsta. Să-L căutăm în fiecare zi din ce în ce mai mult. Acea căutare care aduce transformare, acea, acea căutare care te face, chiar dacă ești un slăbănoc, va trimite El, Iisus. Va trimite încă patru oameni să te ducă la biserică. Dacă ești orb, va veni el la tine și te întreabă ce vrei să-ți fac omule. Chiar dacă pe drum e lumina lumii, tu ești în șanț, un bartimeu nenorocit și nimeni care să te ridice să te ducă la el, te oprește el în dreptul tău, din mijlocul mulțimii te aude glasul tău, chiar dacă te simți și te spuneam un nimeni, aude el un nimeni, îl aude, să știți că îl aude, aude foarte bine, m-a auzit pe mine, v-a pe dumneavoastră, ne aude în fiecare zi, abia așteaptă să lucreze în viața noastră. Și acest, acest Iisus abia așteaptă să fie găsit de fiecare dintre noi. Nu-i doar un om care îl caută pe Isus nu i doar un om care îl caută în familia lui, în care spune, nu mai merg lucrurile, nu-i familia cum am visat-o, caută-l pe, pe Iisus, adu pe Iisus în casa ta atunci. Fii tu un om al trezirii în casa ta. Adul tu când mergi de la program de aici, stai în rugăciune până nu te întâlnești cu el, nu te ridica de acolo. Citește toată Biblia dacă trebuie într-o noapte, doar citești până nu te întâlnești cu el, nu te opri. Pentru că așa se caută Iisus. Pentru că Iisus se caută, dragii mei, cu disperare. Amin? Cineva să zic amin aici. Iisus se caută cu disperare, nu e opțional, Iisus în viața noastră e vital o relație cu el. Indiferent ce avem astăzi, indiferent ce avem, fără el falimentul e o chestiune de timp. Cu Iisus e doar binecuvântare, ne simțim binecuvântați. Aici ajunge Domnul în casa lui Simon Fariseu și ajunge în casa aceea. Și Simon zice că de la să vorbim teologie acum, hai să ne simțim bine. Și ajunge o femeie acolo disperată, pentru că disperarea, din păcate, de cele mai multe ori ne aduce la Hristos, nu, frații, să mă iertați acum. <laughs> și aici, acea disperare, și ce face cu femeia aceasta? Păcatele ei, disperarea ei. Poate atât i-au spus, bă, femeie, plângi prea tare, ți ajunge, gata. Și nu s-a oprit până când noi i o zic ceva, Iisus, în ziua aceea. Atâta plângi, atât îl cauți, până îl găsești, amin? Nu te oprești la părerea unui om. Nu te oprești la un program, nu te oprești la o biserică, ci te ții până nu pui mâna pe poala hainei lui, nu te ridici de acolo și nu renunți. Pentru că indiferent care ar fi boala copilului tău, indiferent care e situația de acasă, avem un Hristos atot puternic și El vrea, pentru că lecprosul îi spune, Doamne, dacă vrei, Tu poți! Și spune, da, vreau, îi spune Domnul. Și asta e încurajarea noastră. El vrea și și poate slăvit să fie în numele Lui. Și ne și vindecă Hristosul acesta dar va trebui să-l cauți și să nu te lași până nu răspunde, că tot va răspunde într-o zi. Pentru că cuvântul lui nu se întoarce la el fără rod. În al doilea rând, ce face omul acesta, nu doar că se urcă în copacul acela să-l vadă pe Isus. e un om care ascultă de Domnul Iisus Hristos. Când Domnul se oprește în dreptul acelui dus, spune Zacheie, dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să intru în casa ta, să rămân în casa ta. Și Zacheie, e interesant, că se dă de grabă jos se aruncă efectiv din copacul ăla să se întâlnească cu, cu, acest Iisus. De fapt, ascultarea, până la urmă, dragii mei, ține de echilibru pe care le avem în relație cu Dumnezeu. Ascultarea e mult mai importantă decât ceea ce facem noi. E motivația din spate care ne motivează să facem altfel lucrurile, așa -i? Ne motivează să facem mai mult decât când se opresc alții, noi mergem mai departe. Știți de ce? Pentru că avem o motivație în spate, avem altceva ce ne motivează, altcineva. Pe noi nu ne motivează ceva, ci cineva. Și diferența aici. Această ascultare. Și vreau să vă dau doar un simplu exemplu despre Iov. Un om despre care Biblia spune că era bogat în țara Uți. Era un om acolo și avea și multe multe vite. Avea o avere mare, mare de tot. Era bogat omul acesta. Avea 10 copii. Și de aici, din planul ăsta fizic, dintr-o dată Biblia ne duce într-un plan meta, metafizic și ajunge acolo sus și îl vezi pe Dumnezeu care vorbește cu îngerii și ajunge diavolul și spune, Domnul se laudă cu el și spune, l-ai văzut pe robul meu, Iov, nimeni nu-i ca el. Și diavolul spune imediat, bineînțeles, zice că ei ai dat, ai făcut, atât ai fost lângă el totdeauna. Lasă-mă, zice, să mă ating de ce are. Lasă-mă să mă ating de ce are și să vezi că o să te blestem în față. Și Dumnezeu îl îngăduie. Și coborâm înapoi în planul acesta fizic și pierde Iov tot într-o zi. Tot într-o zi. Și rămâne același. Și zice, Domnul a dat, Domnul a luat. Ne uităm din nou în planul acesta ceresc și îl vezi pe Dumnezeu. Iov nu știa nimic din tot ce se întâmplă acolo sus, că noi ori nu înțelegem care e planul lui Dumnezeu pentru viața noastră și care sunt discuțiile dincolo de nori, dincolo de cer. Și acolo spune Dumnezeu, l-ai văzut acum a doua oară? L-ai văzut? Cum reacționează omul meu? Și zice, diavolul, lasă-mă să mă ating de trupul lui. Lasă-mă să mă ating să vezi suma, cum acum ce o să se întâmple. Și îngăduie și de data asta parcă îi spune uh, Domnul uh, Dumnezeului uh, Satan și vezi, de ce mă pui acum să-l tot nenorjesc? Eu vor cum va rămâne în picioare. Și dă diavolul, îngăduie Dumnezeu ca diavolul să-i dea boala aceea. Și interesant e că în acest context, nu doar suferința aceea a lui, a bolii, a pierderilor, și pierderea imens de mare, Și vine soția lui și spune, auzi, Bleastă, mă pe Dumnezeu în față și vei muri. Gata, e terminată. Interesant e, fac o paranteză aici. Interesant e că Domnul îi dă avere mai mare lui Iov, îi dă alți prunci, dar îi lasă aceeași nevastă. Ea cred că s-a păcuit între timp. Am încheiat paranteza și mergem mai departe. Aici, în contextul ăsta, Iov rămâne același. Și ce îi răspunde înțelept om, zicea Ozi. Tu crezi că e bine să primești și să să-i lui Dumnezeu numai când primești când totul e perfect, să nu-i mulțumim și pentru lucrurile astea la alte? Să nu dragii mei, nu să le acceptăm, să nu-i mulțumim și pentru astea la alte. E altceva, nu? E și dintr-o dată planul se mută dincolo și spune, vezi, dragii mei, știți ce vom face în ascultarea aceasta, în momentele în care nu mai putem? În gropile în care poate ne regăsim uneori, în care nu mai poți să faci nimic, ești depășit de situații, nu te mai înțelegi acasă, Vrei să renunți în căsnicie? Vrei să renunți vi, la visele tale? Vrei să renunți la slujirea ta? Când nu mai poți, ce faci atunci? Și ce facem? Ce știm mai bine? Asta facem, să știți. Eu, știți ce au făcut? Ce au știut el mai bine? Spune Biblia că sunt china lui Dumnezeu și o mulțumire lui Dumnezeu și au fost același, același om. O cutie neagră a unui avion prăbușit. A, pus, a fost pusă live într-o în America. Toată țara a auzit ce au spus acei piloți, acele stoardese, ultimele lor minute de viață. Și și-au fost în jurături în continuu. Și s-au trimis unul pe altul la Dumnezeu lor. Trei minute, o țară întreagă. Au auzit ce au spus acești oameni în picajul lor. Ce au putut să spună? Dragii mei, și ce o să facem, și ce o să spunem atunci când nu mai putem? Ce știm noi cel mai bine? De asta ascultare e un echilibru, dragii mei. De asta e ascultare e o atitudine. De asta ascultarea va trebui să o trăim, să o simțim, să ne iață pe toți sperii noștri să spunem nu există o altă șansă. Eu fac toate aceste lucruri pentru că îl iubesc pe Hristos. De-aia îl ascult. Asta, pentru că nu nu-i nu e altcineva care mă filmează acum, nu e cineva care să, să mă laude după aceea, nu, e un Hristos care mă motivează, amin? E un Hristos care mă motivează să trăiesc altfel, să gândesc altfel, să acționez altfel, e cineva în spate, eu de aceea trăiesc o viață echilibrată, indiferent ce am, ce nu am, eu rămân același. Și în cutia neagra vieții mele, în ultimele momente, dacă ar fi, eu mă pregătesc pentru cer, nu pentru iad. Pentru că în momentele acelea te întâlnești cu Dumnezeu în care ai trăit o viață întreagă până atunci. Nu o să fiu o aureolă pe noi în ultimele trei minute și acum dintr-o dată devenim mai sfinți. Nu, ci tot ce am acumulat spiritual vorbind în spate se va vedea în trei minute, două minute. Într-un moment în care vezi o analiză, vezi ceva, cade cerul pe tine atunci. Ce faci atunci? Aia spune cine ești, să știi. Aia spune cine ești. Acest om de grabă coboară. Și ascultarea pentru noi astăzi, ascultarea, e mult mai important decât ce facem noi. Și ascultând de Dumnezeu, nu poți să nu faci pentru El totul. Și care e diferența până la urmă? Mă gândeam la Apostolul Pavel, el spunea, am făcut tot ce am putut eu, tot. Și am făcut tuturor, ca să am și o parte de Evanghelia asta, am făcut totul. Cuvântul ăsta mă dă pe mine în cap, nu știu dacă și pe dumneavoastră Am făcut totul în ascultare, dar totul, dragii mei. Totul nu ce am vrut eu, e ușor aici, ci totul ce a vrut el. Și aici lucrurile se schimbă. În momentul acela, lucrurile sunt altele. Acționăm altfel și slujim altfel. Pentru că fac totul, dragii mei, dar totul. Mă, mă urmăresc cu oameni pentru care recunosc că nu am făcut tot în viața asta. Și încă nu s-au întâlnit cu Hristos. M-am spălat pe mâini ca și pilaj și am spus, am încercat, frate. Și merg mai departe. Nu. Hristos nu ne încearcă să. nu ne cheamă să încercăm. Hristos ne-a trimis ce să facem? Să facem ucenici, așa -i? Nu te oprești până când copilul ăla, omul ăla, nu se întâlnește cu Hristos. În ascultare de El, în iubirea pe care o avem, lucrurile se schimbă. Și în al treilea rând, omul acesta nu doar că îl caută pe Isus, nu doar că ascultă de Isus, și omul acesta ajunge cu Isus acasă, oamenii vorbesc și spun, auzi, s-a oprit acum chiar și la Zaccheu acasă, noi știm ce face Zacheu, noi știm cât fură Zaccheu, noi știm că omul ăsta stoarce mult mai mult de la noi decât, decât trebuie să facă. Și se spune că odată un culturist din ăsta, un șef de, de sală de fitness, a făcut un pariu acolo și a zis, cine poate să, să mai trei picuri din lămâie aceasta, să mai stoarcă trei picuri din jumatea asta de lămâie după ce o stork eu? îi dau 10 milioane. Și a venit unul mai slăbuț așa la un moment dat și o stors. Și l-au întrebat toți, bă, dar cum ai reușit, mă? Ce forță ai, ce lucrări sunt în spatele tău, ce duhuri ori veni te. tine. Și ce spune asta? Mă zice, eu lucrez la fisc. Și eu și de unde nu se poate, se poate. Mă înțelegeți? Ăsta era Zacheu, cum să-l vorbești pe Zacheu de bine apoi? Nu? Numai el să nu-ți bată la ușă. s ar când el vine la ușă. Deci n-ai ce să te întâlnești cu el. Ăsta, ăsta vine cu mascați, vine cu tot felul de lucrări în spatele lui. Tot felul de oameni. Și la ăsta se coboare Iisus. La păcătosul ăsta. Și în al treilea rând ce face omul ăsta e frumos. E un om care trăiește ca -i să -i Iisus. Ajunge acasă, ajunge acasă la el Iisus, și tot vorbeau în continuu, erau la câta, câta predică farisei și cărturarii, dar Zacheu, dar Zacheu, spune Biblia aici, dar Zacheu a avut o altă atitudine. Și a zis, Doamne, uite cum facem. Eu știu de unde am averea asta, turnurile astea, că nu le am în fiind realiști. Nu? Le am, de unde le am? E jumate din tot ce am eu, din averea mea. Mă nu știu dacă s părți împărțit casa, dar avea ceva conturi și erau destul de sănătoase. Toate jumate, tot ce am, dau cui? Dau săracilor. Nu spune la cei, dau jumate, nu la cei care am năpăstuit. Interesant. Ce spune, jumate dau la cei care au nevoie. Chiar dacă nu eu i-am adus în sărăcie, chiar dacă n-am avut eu o implicare acolo, chiar indirectă, la toți le dau jumate din averea mea și poate au avut ce, da. dar zice, pe cei care îi știu și se roagă pentru mine. Pentru oamenii ăștia, le dau împătrit. În, în Exod, capitolul 22, dacă nu mă înșel, versetul 4 încolo, versetul 1 până în jos, spune că trebuie să dai îndoit. Zice, eu dau mult mai mult. Și ce înseamnă să trăiești ca și Isus? Să nu trăiești la procent. Cât am slujit? Două ore. O, oh, perfect. Când se termină biserica? La 12 ani. Ah, am târziu la voi și mă duc dincolo. Să legeți? nu iubim pe Isus în procente și o caracteristică a omului care, care trăiește ca și Iisus e dragoste. Dacă am văzut la omul care îl caută pe Hristos, o caracteristică a acestui om e disperarea cu care îl cauți. Nu te oprești până nu te întâlnești cu el. A omului care, care ascultă, o caracteristică e echilibrul. Rămâne același pentru că și Dumnezeu rămâne același și treaba e între mine și El. Nu între lucrurile astea, că astea vin și trec, astea vin și Dumnezeu mi le dă înapoi. Asta a spus și parte meu, când a zis, Doamne, dăm ochi. Nu mi da, zice, astea, dăm ce să văd și astea rămân și mergem vreunul mai departe. Eu, de lângă drum, ajung pe drum după tine, văd drumul tău cu ochii care mi -i dau, e altceva. E între mine și tine, Doamne. Și aici, o caracteristică a omului care trăiește cu Isus e iubire. N-am avut niciunul dintre noi, dragii mei, ceva de iubit în noi și totuși Hristos ne-a iubit întâi. N-am avut nimic care să-L impresioneze. N-am avut nimic care să îl motiveze pe el, ci nu. El ne-a iubit întâi. Și o poezie spune, când Zacheu începe să dea, zice, o, veniți voi gloate multe, eu, Zacheu, vă dau acum, vă dau tot, nu jumătate bogății ce pierd în scrum, nu vă dau lucrurile astea, vă dau altceva, odată cu banii mei, odată cu datoriile astea, cu dobândă, vi le dau toate înapoi, vi le dau, vi le dau și pe Iisus cu asta și vă spun de ce, de ce vin la voi cu alte scopuri. Și să pe uși când eu zice, stați oameni buni, <laughs> nu-i 15 când vin după taxă, vin mai repede de data asta și vă dau eu. Pentru că dragostea adevărată, dragii mei, nu primește, ci oferă. Și aici se măsoară dragostea noastră, cât dăm din timpul nostru, din viața noastră, din confortul nostru, din banii noștri uneori, din, din noastre, din minutele noastre, cât dăm pentru Hristos. Dar nu e o dragoste instinctuală în care acum doi tineri s-au uitat unul la altul și dintr-o dată au început să aibă bronșită asmatică, adică să nu mai aibă aer. Asta e în traducere liberă. Ei, și atunci îți dai seama că când s-au văzut, nu am mai văzut pe nimeni, pe nici părinți, nu -au mai auzit pe nimeni, numai pe ei s-au auzit. Mai vă dau un secret acum, ca unul care a lucrat ceva timp cu tineri acum pe la școală, lăsați-i în pace că își revin. Deci în două luni de zile îți cam nemulțumiți, în șase luni să urăți deja. Deci stați de Dacă încercați în prima fază, o să vă uitați pe Facebook, însă să urcă ei pe Facebook, atunci o să vă dați seama că zice, nu pot trăi fără tine. Mor dacă nu te văd mâine merge mai departe. Nu mori, stai liniștit, abia atunci trebuie să trăiești. Nu e dragostea asta instinctuală de moment. Nu e o dragoste în care te face să te simți bine unul cu celălalt. Pentru că atunci când Domnul a întrebat pe Petru în Ioan 21, nu întrebă, Petru, te simți bine în prezența mea? Cum e? E fain când îți la biserică, Petru. Fai să păscuim împreună. Tu ai văzut ce? Nu mă zic, m-a uitat la pește aici, tot ar să în îmbarcă. Ce e formă, Petre? Facem o afacere împreună. Nu. Și ce i-a spus? Mă iubești? Și nu odată, ci de trei ori. Și aici îmi parcă interesant. Spune de trei ori și ce poate s-a gândit Petru, eu m-aș fi gândit dacă eram în locul lui, ce are mă cu mine de mă întreabă de trei ori. Nu? O dată, hai că audă, urma pe Ioan, nu-l întrebi pe Ioan, vă nu-l întreb, numai pe mine, așa -i? Și nu odată, ci nu de două ori, ci de trei ori. 100% la sută, știi, la toți ucenicii, că ucenicii ca ucenicii. Ori zis, are ceva Petru iară, <laughs> Ceva s-a întâmplat iar acolo la Petru acasă, trebuie să ne, rugăm pentru tine, Petru, mijlocim pentru tine, să știi. Ei, Petru să uite, de trei ori îi spune, și o altfel de dragoste. E o dragoste dumneziască, dragii mei. E o dragoste care te face să nu mergi la biserică singur, ci să aduci slăbănoși cu tine. Te face să nu te rogi numai pentru tine. E o dragoste care, spuneam, te face să fii un tu, un dud, ca Zacheu să se poată urca pe umerii tăi, să-L vadă pe Hristos. Să fii un om care să nu te oprești atunci când se opresc toți, să fii un om care să nu te oprești până în vârful muntelui, să nu te oprești până când Dumnezeu rezolvă problema celorlalți, nu doar a noastră, nu doar a noastră, celorlalți. Pentru asta înseamnă altfel de dragoste, o altă dimensiune. Nu doar ne simțim bine unii cu ceilalți, nu doar atunci când vine cineva la noi, iar, 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 vai, iar o vinici, și copiii nu înțeleg miracolul ăsta, cum se schimbă mama și tata dintr așa. La început zice, iar o vine la noi, și când ai ajuns la ușă și ai zis, vai ce bine că ai la noi. Vă dați ce transformări copiii zic, tata e grozav, clov 100%. Ei, nu toate lucrurile astea ieftine, ci o dragoste adâncă, ci o dragoste care te face să nu taci. E o dragoste care te face să nu mergi acasă până nu-i spui cuiva despre Hristos, pentru că n-ai cum să te bucuri numai tu, așa -i? Biblia spune despre un pahar care dă peste el care binecuvântează în jurul lui, udă în jurul lui. În jurul lui e binecuvântare, în jurul lui toată lumea bea apă, toată lumea se adapă în jurul lui. Va trebui să fim oameni aceia care să vedem lumea din o altă perspectivă. Putem să găsim atâția, atâtea lucruri despre ceilalți în jurul nostru care să ne oprească să le spunem despre Dumnezeu. Dacă privești un bahar cu jumătate apă în el, privești din lateral, din comparație cu oamenii, da, 25% e apă, ce mai rămas e aer și după aia nu știu ce. Ei, asta vezi în lateral. Dar dacă vezi paharul ăsta de sus, oricât de puțină apă ar fi în pahar, îl vezi că există apă în el, așa -i? Când privim lumea, oamenii, din o altă perspectivă, dintre dragostea asta cerească, privești paharul de sus și găsești cel puțin un motiv să-i spui despre, despre Hristos, așa -i? Cineva trebuia să zic ca mine aici. Amin. Mulțumesc pentru oamenii puternic. Trebuia cineva să spună lucrul ăsta. Trebuia să vedem, cine, să vedem de Isus toate aceste lucruri. Depinde de unde privim, dragii mei. Un zacheu care era un nimeni înainte să se întâlnească cu Hristos, pentru ceilalți oameni pot rămas tot un nimeni. Dar pentru cer era altcineva. Altcineva. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, toți de aici, să ducem mântuire în casa noastră. Prea mult gunoi prea multe lucruri negative, haideți să aducem noi mântuire. Haideți să avem noi acea dragoste dumnezeiască care te face să mergi să păstorești și mielușei și oi și tot ce te cheamă Hristos. Pentru că de aici încolo e treaba Lui că nu mai mergi singur, ci mergi împreună cu El. Mă rog ca Dumnezeu nostru să ne ajute pe toți de aici să fim acei duzi care în care se oamenii să se oameni să-L vadă pe Hristos. Să fim oameni care să-L căutăm și să nu ne oprim până nu-L găsim să fim oamenii să ascultăm de El, indiferent care e prețul ascultării, pentru că beneficiile ascultării sunt de o altă dimensiune, dragii mei. Țin veșnic, sunt veșnice. Și să fim oamenii aceia care nu ne oprim doar să ascultăm, și să fim oameni care să și trăim ca și Hristos. Amin.